Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Păun la Europa FM. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM este un om tare special. Mihaela Rizea a studiat matematica și științele medicale, iar la un moment dat s-a întâmplat ceva în viața ei, astfel încât a ajuns să fie dedicată în special familiei și mai mult decât familiei, unui copil care avea nevoie de atenția ei mai mult decât ar putea să aibă alți copii. Vorbesc despre Kitty, iar cei care știu povestea probabil că deja au înțeles la ce mă refer. Dacă nu, vă fac o recomandare cu toată căldura. Puneți mâna pe o carte, se numește Excentricități pe covorul de iarbă. Citiți-o și o să înțelegeți foarte multe. Eu am plâns, m-a impresionat și m-am îndrăgostit de Mihaela Riza și am zis că merită să fie omul nostru de milioane, să povestim mai mult. Bun venit la Europa FM! Mulțumesc, bine te-am găsit! Vorbim despre autism și în momentul în care un părinte descoperă că are un copil cu o tulburare din spectrul autist, se sperie și nu știe ce să facă. Ce ai făcut tu? Păi, m-am speriat. N-am știut ce să fac. După care m-am gândit că trebuie să fac ceva și am luat-o cu începutul. Poate am fost mai norocoasă decât alți părinți, să zicem, pentru că s-a întâmplat în străinătate. Să înțelegem că fetița noastră are o problemă și resursele au fost cel puțin mai vaste în alte țări decât în România. Am citit cărți, după care am căutat oameni cu care să împărtășim terapia de care dădusem în acele cărți. Și ne-am apucat de treabă. Noi ne-am apucat de treabă să o educăm pe Kitty în această terapie comportamentală, așa zisă ABA, Applied Behavior Analysis, și am lucrat cu ea singuri. Eu și cu soțul meu, tatăl Catincăi, am început să încropim în bucătărie o mică zonă de terapie. Asta a fost la început, pentru că nu aveam ce să facem, eram și plecați din țară și mai aveam un copil. Și printre evenimentele obișnuite ale zilei ale unei familii, strecuram și ore de terapie, ore. Fetița avea 3 ani când am început noi terapia. Apoi am luat-o un pic mai sistematizat. Am descoperit într-un ziar, ne aflam la Dublin, o conferință. Am zis o conferință despre autism și m-am dus imediat. Asta a fost cam la o săptămână după ce am ajuns la Dublin. Limba era destul de dificil de înțeles pentru mine, dar ca prin minune nu am avut o barieră să înțeleg. Și m-am dus la acea conferință unde am aflat foarte multe lucruri. Am plâns enorm, n-am avut niciun șervețel la mine, a fost îngrozitor, dar a fost și extraordinar pentru că am întâlnit niște oameni deosebiți, așa mi s-au părut mie. Eu mereu le-am spus fetelor cu care am lucrat și băieților, dar mai multe fete s-au angajat ca terapeute să lucreze cu copii cu probleme. Le-am spus că eu, aflându-mă atunci la Dublin și cunoscând echipa terapeutică cu care Catinca a lucrat pentru prima oară, efectiv aveam impresia că văd niște zâne în fața mea, dar nu la figura, la propriu. Eu le vedeam zâne, le vedeam strălucitoare, pentru că aveau un stil extraordinar să vorbească cu acești copii, care erau amestecați, nu erau doar copii cu autism, ci erau copii cu tulburări de vorbire. Ăsta a fost, să zicem, motivul pentru care au înființat acea grădiniță, cei din Dublin, pe care eu i-am întâlnit. Și mi s-a părut grozav cum pot ele să comunice cu acești copii cu atâtea dificultăți și diferite. Și ne-am apucat de treabă! Da. Catinca era o fetiță foarte drăgălașă, cu codițe, cu fustițe colorate, dar nu stătea o clipă locului. Nu puteai să o ții, deci a fost destul de greu să învețe să stea pe un scăunel și sau măcar nu să stea, dar să se uite la tine. Deci, sau să
De exemplu, mi-amintesc că am învățat-o să arate cu degetul, cum arată orice copil care nu are nicio problemă, printr-un mic cartonaș pe care l-am găurit și-și băga degețelul pe acolo. Așa o învățam să arate ce-și dorește. Da, apoi am început să facem terapia ABA mai sistematizat, cu 8 ore pe zi, și ușor, ușor, Catinca a căpătat niște cunoștințe foarte importante. Iar astăzi, Mihaela Riza s-a decis să-i ajute și pe alții, și nu doar de astăzi, pentru că face acest lucru de mult timp. După ce ai învățat lucruri care îi fac bine fiicei tale, te-ai gândit și la ceilalți părinți care ar putea să treacă prin situații similare. Da, da, da. Acum, în 2018, am avut această idee. Sunt pasionată de tenis și jucam tenis și pur și simplu mi-a venit ideea că această pasiune poate să fie un prilej prin care niște oameni se adună și anunță altor oameni că ei au ceva de spus, de arătat lumii, pentru că eu cred că o mare parte din problema noastră, a familiilor cu autism, este frica să ne expunem, pentru că oamenii nu sunt răi, chiar nu sunt răi. Eu am întâlnit oameni care s-au exprimat într-un mod, să zicem, din care puteai să deduci răutate, dar nu asta e esența, ci frica, le e frică de noi, pentru că nu știu ce este cu acel copil, ce îi se întâmplă, de ce reacționează într-un anumite feluri, de ce are un comportament mai bizar, și atunci noi, ca să ne protejăm, ne ascundem. Și cred că marele câștig, în afara, trecem și la partea financiară, care e extraordinar de importantă, dar marele câștig este acela că noi spunem lumii despre noi, spunem că, uite, noi suntem niște familii care, deși avem niște dificultăți, să zicem, suplimentare, putem să trăim, putem să ne bucurăm, putem să facem niște lucruri pe care nu ne-am fi imaginat când am întâlnit problema că am putea să le facem. Bun, vorbim despre un turneu caritabil de tenis pentru copiii cu autism, pentru a susține activitatea Centrului Învingem Autismul, pentru că în această perioadă lumea s-a gândit la pandemie, s-a gândit la COVID, s-a gândit la tot ceea ce înseamnă presiune pe sistemul sanitar, dar doar din această perspectivă, și pare că ceilalți care aveau nevoie de ajutor au fost cumva uitați, corect? Da, da, da. Să spun că acest turneu este de dinaintea pandemiei și pentru că am văzut că se poate să obținem niște lucruri foarte importante pentru noi, am făcut efortul să-l continuăm. Anul trecut, deci în primul turneu a fost în 2018, apoi în 2019, iar anul trecut a trebuit să-l amânăm, să-l scoatem puțin din gândurile noastre, din cauza pandemiei, bineînțeles, dar acum credem că e un moment bun, mai ales pentru că anul ăsta a fost greu, anul trecut, 2020, pentru toată lumea, dar și pentru acești copii, pentru că ei au fost nevoiți să întrerupă terapia, iar foarte multă lume știe că terapia care este întreruptă duce ca progresele pe care copilul le-a făcut să scadă. Pentru că asta e realitatea, copiii aceștia au nevoie, de fapt și noi uităm lucruri dacă nu le practicăm. Și ei cu atât mai mult. Asta a fost unul dintre aspecte, faptul că ei au întrerupt terapia, apoi faptul că au stat acasă întotdeauna părinții se străduiesc, unii mai mult, unii mai puțin, să facă ceva cu copiii, dar este complicat. O casă cere și alte lucruri în afară de, nu de educație, că educația se face implicit, dar de această organizare foarte exactă a terapiei. Bineînțeles, copiii învață ca și alți copii din context, dar mai greu. Și atunci au fost 2-3 luni, fiecare cum s-a descurcat, fiecare centru cum a putut să facă treaba asta. A mai dat și COVID-ul peste anumite centre care au trebuit să întrerupă. Așa, apoi oamenii care au fost angajați, terapeuți, au fost unii nevoiți să renunțe pentru că trebuie să și mănânci.
Și în felul acesta și asociația, centrul Învingem Autismul, ca toate alte centrele, a avut de suferit. Și cred că a venit momentul, un moment foarte bun. E greu acum și pentru toți ceilalți oameni, și pentru noi ca familie, și pentru alte familii să ajutăm cum au ajutat-o acum 2-3 ani. Dar ăsta este marele, minunatul avantaj al acestor evenimente, este că putem, și mulțumesc din suflet că m-ai invitat, pentru că dacă oamenii înțeleg că donând ajută foarte mult, mi-am dat seama că, fac o paranteză, că oamenii cred că trebuie să doneze mult, dar nu. Dacă donăm puțin și suntem foarte mulți, se întâmplă minuni. Eu m-am obișnuit deja de ani de zile să donez. Donez și sistematic la anumite asociații, dar donez și întâmplător când întâlnesc un caz, dar donez atâta cât îmi permit în acel moment. Și sumele nu trebuie să fie colosale. Dacă sunt, e minunat și se întâmplă din fericire și lucrul acesta. Dar e foarte important, și atunci emisiunile de genul ăsta în care m-ai invitat pot să sensibilizeze niște oameni să înțeleagă că o mică donație care durează un minut, două, poate să facă o diferență. Apropo de donații care sunt simplu de făcut, tu ai ales să-ți donezi ziua de naștere pe platforma galantom.ro, tocmai pentru a strânge bani pentru centrul Învingem Autismul. Când este ziua ta? Când a trebuit să spunem la mulți ani? În 8 septembrie, de Sfânta Maria. Bun. Până atunci facem mobilizarea pentru luna mai și pentru ceea ce se întâmplă pentru acest turneu caritabil de tenis, și înseamnă că vom avea ocazia să strângem de mai multe ori bani pe Galantom, corect? Da. Am mai făcut treaba asta și băieții mei au făcut și au donat zilele de naștere. E tot acest fel de a cere oamenilor să fie atenți un pic în jur. Eu cred că ajutând în jur, nu doar pe noi, pe copii cu autism sau pe alte categorii de persoane care sunt în dificultate, ne facem bine nouă însene, dar nu neapărat pentru că te simți mai bine, te simți cumva special că ai ajutat, ci concret, lucrurile sunt mai bune, interacțiunile dintre noi sunt mai calme, sunt mai fericite, putem zâmbi mai mult. După ce ai început să povestești experiența ta alături de Kitty, după ce ai scris cartea, s-a schimbat ceva în modul în care vă percep oamenii, modul în care relaționează ceilalți cu voi? Au înțeles mai bine ce se întâmplă? Cred că sunt oameni care înțeleg că se poate și mai bine decât într-o quasi tristețe, nemărginită tristețe, pentru că te lași copleșit punctual de probleme, dar în mare cred că trebuie să ne trăim viața poate un pic mai optimiști, să zic. Ai și momente în care pici și îți plângi de milă și ai nevoie să te susțină prietenii sau familia, dar în mare găsesc mai simplu de trăit cu bucurie decât fără. Și atunci înțeleg să organizez lucrurile în familie să fie pace. Înțelegi? Eu sunt și ardeleancă, poate mă ajută și proveniența. Sunt mai calmă din fire. Și am și mulți copii și atunci, iarăși, e ca într-un sat. Cu cât e mai multă lume, cu atât grijile se împart și ne ajutăm unii pe alții. Pentru că și eu cer ajutorul, poate copiilor, poate soțului, poate părinților. Acum nu mai pot, lăsați-mă, vreau să, cum am făcut și acum m-am încuiat în această cameră, dar acum nu într-o nevoie de scăpare. Și mereu am spus, acum când unul este supărat, nu trebuie să ne supărăm toți, pentru că asta e tendința, pentru că se întâmplă lucruri care te pot scoate din sărite. De exemplu,
copiii cu autism au tot felul de autostimulări. Catinca în ultima vreme are o autostimulare foarte drăgălașă, aș putea să spun, pentru un nou venit, dar destul de greu de suportat pentru cei care o au tot timpul. Tușește într-un fel ca o lătrătură, iar uneori pur și simplu simți că nu mai poți. Simți că ți se sparge capul și atunci trebuie să dispari un pic din zonă și ăsta zic că e avantajul faptului că suntem o familie mare, că putem să împărțim puțin. Acum te rog frumos pe tine, ai un pic grijă, joacă-te cu ea, apoi revin. Dar să fim echitabili, adică nu să scăpăm, ci să ne ajutăm unii pe alții. Ce ți alimentează ție optimismul? Pentru că zâmbești tot timpul. Îmi plac lucrurile, încerc să văd viața, să fiu curioasă. Cred că e important ca oamenii să se ducă, să înceapă, să se ducă, să se educe. Nu contează școală, neșcoală, să punem mâna pe cărți, să citim, pentru că ni se dezvoltă oarecum o dorință de asta de a privi lucrurile mai printr-o lupă. Și când vezi multe lucruri, când sunt atât de multe lucruri în jur pe care poți să le observi și să le analizezi și să le admiri sau să le critici sau să pur și simplu să observi, ai multe de făcut. Cumva mintea nu este scăpată, să cred, nu știu, bă, există și boli care nu ți lasă, de exemplu depresia, și depresia e o boală grea și noi, părinții copiilor cu probleme, cădem uneori în acea pantă. Din fericire, nu ne îmbolnăvim neapărat toți de această boală, dar știm ce înseamnă să fim pe buza prăpastiei. Pentru că se întâmplă lucrurile acestea. Dar voiam să zic că găsesc, sunt curioasă din fire, am pasiuni pe care încerc să mi le dezvolt, să mă bucure și cred că asta mă ajută. Plus că îmi plac mult copiii și am copii și să discut cu ei. Micaela... M-am născut, poate, norocoasă. Micaela Riza, îți mulțumesc mult de tot pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Îți mulțumesc foarte mult, Toader, pentru invitație. Mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine. Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Paul la Europa FM.